Aici am un experiment care prezintă păcatul asupra omului. Acesta este păcatul. Aici am pus apă cu scorțișoară și un conservețel umed îl punem aici. Este alb, adică noi, înainte să păcătuim. Îl pun în această apă și uitați cum a ieșit. Dar Dumnezeu vine și ne salvează. Pun apă în altă farfurie. Șervețelul acesta îl iau și îl pun în farfuria asta. Deci eu uitați, eu am păcătuit și l-am făcut și pe altul să păcătuiască. Și uitați cum s-a făcut apa de aici. Uitați, așa. Și acum punem lapte într-un castron și îl punem aici. Uitați cum s-a făcut. Înapoi albul. La revedere!